câți kilometri poți face cu nou Model 3? M-am înscris la un test drive la Tesla România. M-am dus din pură curiozitate și cu zero intenții de cumpărare. Dacă mă întreb cum mi se pare în comparație cu vechiul model, mi se pare că este într-o altă galaxie. Astăzi îmi spun părerea despre noua Tesla Model 3 2024 și nu suntem singuri, suntem alături de proprietarul acestei frumoase mașini, domnul Alex. Îți mulțumim că ai venit astăzi alături de noi. În primul rând vreau să încep prin a spune că Alex are o experiență foarte mare cu mașinile, are peste 40 de ani și l-am adus astăzi să îmi spună de ce a mers pe Tesla și mai ales, tu știu că ai mai avut o Tesla, corect? Da, am mai avut o Tesla modelul 2023. Și tu acum ai ajuns să ai nou model. O să discutăm imediat de ce a vândut destul de repede vechiul model și o să spunem toate lucrurile care îmi plac la noul model și lucrurile care îmi plac mai puțin la noul model. Așa că haide să înceapă vlog. Din câte am înțeles, s-a schimbat foarte mult suspensia. Tu deja ai făcut un drum cu ea, așa că ne poți spune o părere, da. Dar revenim imediat și la partea de drum. Mai întâi vreau să discutăm și să vorbim despre mașină, pentru că poate unii dintre cei care se uită la acest video nu știți exact tot ce s-a schimbat la mașina asta și cred că primul lucru pe care îl observați este noua bară și farurile, pentru că asta este marea schimbare la fața mașinii. Și tu ai mers tot pe o culoare albă, dar față de mine tu ai mers și pe un interior alb care sunt tare curios să-l văd. Spuneți-mi în comentarii cum vi se pare noua față de la Model 3, dacă vi se pare mai arătoasă decât vechiul model. Ideea este că este mai aerodinamică și ajută mai mult la range și acesta este modelul de bază, corect? Este modelul de bază, da, și asta voiam și eu să punctez. Respectiv, nu este doar de design, ci este vorba și de cât de aerodinamică este mașina. Câți kilometri poți face cu nou Model 3 când ai plinul făcut? În jur de 430 de kilometri. 430 de kilometri scrie în bord. Da. Am înțeles. Mamă, surprinzător. Mă așteptam la mai mult să scrie în bord, deși cred că 100% dacă tragi de ea, 100% ar trebui să facă mai mult, pentru că Tesla spune că ar putea să facă chiar peste 500 de kilometri această mașină, nu? Așa este, dar depinde foarte tare de condițiile în care exploatezi mașina. Avem altfel de jante și capace. Sincer să vă spun, capacele acestea nu prea îmi plac față de vechiul model. Da, nici mie nu-mi plac în mod deosebit. Cu prima ocazie când încep să apară piesele aftermarket pentru noul Model 3 Highland, voi fi client pentru un set nou de capace. Marea schimbare este și în spate, pentru că avem un spate total diferit. Diferența la aceste stopuri este că odată ce deschidem portbagajul, se deschide cu tot cu stopuri, nu mai sunt segmentate stopurile. Spațiul în interior este același, numai că a mai apărut un buzunar în partea asta dreaptă, dar oricum este foarte spațios, avem spațiu și aici. O primă chestie pe care o observ este că avem material capitonat aici, față de Model 3-ul meu, unde este un plastic, ceea ce face așa să... Mai mult premium, da, și materialul capitonat se continuă și în această zonă, corect, astfel încât să evităm zgârieturile. Pe modelul anterior era de asemenea plastic. Foarte important, dacă vreți să vedeți și o parte a doua din acest video în care comparăm mașina mea cu noul model și spunem cap la cap care sunt diferențele și de ce mașina mea este mai bună la anumite categorii și mașina aceasta este mai diferită și mai bună față de mașina mea, dacă vreți să vedeți video acela, dați pe butonul de like. Deși pare foarte asemănătoare mașina, peste 50% din piesele mașinii sunt diferite față de modelul vechi. Deci este totuși o mașină foarte schimbată, deși nu pare foarte schimbată așa la o primă vedere. Ce putem să mai spunem noi despre exteriorul mașinii? Avem camere îmbunătățite, corect? Da, avem hardware 4, este o îmbunătățire față de modelul 2023. Ce au schimbat foarte important la exteriorul mașinii, deși nu pare, este compoziția ușii, este mult mai solidă. O să facem și o parte a doua în care comparăm cap la cap cu mașina mea și acolo se vadă cât mai bine diferența, dar cam așa se aude. Se aude mult, mult mai plin și mai solid. Avem și o diferență aici. Avem un loc de prindere suplimentar care ajută practic în cazul unui impact lateral să mai preia din puterea coliziunii, corect? Exact, se disipă energia în șasiu și atunci ai mai puține șanse să suferi dacă ești implicat într-un accident. Corect. Se simte că e o mașină nouă. Se simte că e un interior total diferit. E prima dată când stau într-un Model 3 cu interior alb, care este Highland. Deja se vede diferența mare, avem un ecran aici pe mijloc cu care putem să controlăm foarte frumos unde bate ventilația de aici. Putem să ne uităm foarte mișto pe Netflix, YouTube, pe Disney Plus, o grămadă. Putem să controlăm chiar și muzica. Putem să ne dăm și încălzire în scaun, pe scaunul meu, pe scaunul din partea aceasta, sau putem chiar să mutăm și scaunul din față.
Evident, toate astea doar dacă suntem pe loc, adică nu putem să le enervăm pe cel din față. O altă chestie foarte importantă, avem ambientală și în spate, inclusiv în față, dar haide să vă arăt mai bine cum arată fața, care este total diferită. Vreau să te întreb, cum ți se pare ție interiorul? Și mă refer acum strict la partea asta aici, the board. Cum ți se pare față de vechiul model? Aș putea să spun că este o evoluție, dar de fapt este o revoluție față de vechiul model prin prisma calității materialelor. Înainte, Model 3 era un pachet foarte bun, însă un pic nefinisat în zona asta de detalii. Un lucru pe care pot să zic că mi-l doresc foarte mult la Tesla mea și sincer sunt gelos pe treaba asta, sunt luminile ambientale, pentru că fac mașina asta să fie mult mai mișto. Uitați-vă cum arată luminile dintr-un capăt în altul, foarte frumos și inclusiv pe timp de zi se vede destul de luminos. Eu, posesor de Model 3 de mult timp, pot să spun că este totul diferit. Ecranul pare că e același, dar și ăsta e un pic diferit. Volanul ăsta arată super bine. Deci chiar îmi place foarte mult și forma și cum e materialul. Arată mult mai bine volanul, dar ce nu-mi place mie este partea cu semnalul. Din câte am înțeles la tine, Alex, te-ai împăcat destul de bine cu semnalul, corect? Așa este, da. După aproximativ 30 de minute te-ai obișnuit. Da, probabil că depinde de la un posesor la altul, dar mie acum mi se pare că semnalul este unde trebuie. Ce pot să zic eu de uși, că le văd foarte diferite? Tesla spune că acest alb este premium interior, costă cam 1300 de euro, deci ar trebui totuși să fie o diferență față de standard range pe negru. Se vede diferența oricum. 1300 de euro? 1300 de euro, da. După părerea mea, 1300 de euro merită pentru interiorul alb, adică se vede cât de mult s-a folosit albul mașina asta și arată într-un mare fel. Și din câte știu eu, pielea albă de la Tesla este destul de rezistentă, așa că nu ar trebui să ai mari emoții că se va murdări sau că nu vei reuși să o întreții. În opinia mea, nu prea îmi place cum arată bordul, nu la partea de materiale, dar mi se pare foarte simplu, nu mai are prea mult design. Adică este foarte simplu, negrul ăsta acoperă pe aici peste tot și mai ai decât acest element de decor cu un material mare și care se simte destul de mișto, dar cred că deja e cazul să facem un mic test drive, să vedem cum e mașina. Deci pentru început, ca o primă impresie a mea din dreapta, pot spune că este foarte silențioasă și mult mai comodă la hopuri. Da, este o diferență foarte mare între actualul model și cel de dinainte, 2023. Înainte, mașina se comporta ca o mașină foarte sport, cu o suspensie sport, ceva peste un BMW Serie 1, de exemplu, din perspectiva sportivității, însă extrem de nerafinată. Ei, iată acum, cu noul setup, au reușit să facă în așa fel încât mașina să fie mult mai rafinată. Chiar vreau să pun accent pe București, pentru că cu vechiul Model 3 am fost pe la Iași, unde am stat câteva zile, sau în Brașov, și niște orașe în care s-a turnat asfalt proaspăt de curând și practic sunt drumuri bune. Nu puteai să te plângi de vechiul Model 3. Dar în București, sau unde sunt drumuri proaste, mașina și-a arătat imediat limitările din perspectiva suspensiei. Da, pot să spun că chiar înainte de Tesla am avut Mercedes clasa CW205 2018 cu suspensia standard. Nu este încă la nivel de Mercedes ca și suspensie. Poate nici n-am vrea asta, pentru că Mercedes-ul n-avea sportivitatea asta și nu-ți oferea aceleași senzații pe serpentine și pe drumuri virajate. De ce ai ales tu Tesla după atâtea mașini normale? Cum de ai făcut tu pasul la Tesla cu prima Tesla? Da, e o întrebare bună. Nu aș fi vrut să trec la o mașină electrică. A fost o întâmplare. Într-o bună zi m-am înscris la un test drive la Tesla România și m-am dus din pură curiozitate și cu zero intenții de cumpărare. Tu practic te-ai dus la un test drive că ai zis, hai mă să văd și eu cum e Tesla, corect? Da, pur și simplu am zis că dacă tot e atât de mult hype în jurul Tesla și mai ales pe zona de accelerație, vreau să văd cum e și doar atât. Nu eram pregătit să fac o schimbare atât de mare în viața mea, să trec la o mașină electrică, mai ales că stau la bloc. Și cumva, dintr-un test drive, te-a convins să cumperi mașina? Dar atât de puternic încât eu când am lăsat mașina la test drive, deja am făcut în planul să ajung acasă și să pun mai repede Mercedes-ul pe autovit, ceea ce am și făcut. Deci mamă! Am ieșit de la test drive la 4 după amiaza, am ajuns acasă și undeva la 6 făcusem anunțul pe autovit pentru Mercedes și următoarea zi am dat comandă de Model 3, undeva în mai se întâmpla asta. Pentru că, da, m-a surprins extraordinar de tare. Tu când ai luat prima dată Model 3-ul, practic ai simțit un minus la calitate față de Mercedes. Am simțit un minus la calitate, clar. Am înțeles. Dar, totuși, te-a făcut să rămâi la Tesla
Și ți-ai luat nou model. Da, pentru că Tesla compensa prin multe alte calități, adică dinamica, accelerațiile, felul în care te simți în mașină din perspectiva ergonomiei, poziției de condus. Erau mai multe plusuri decât minusuri. Pe de altă parte, la noul Highland nu mai e cazul. Mașina, au luat tot ce era bun la vechiul Model 3 și au rafinat, au șlefuit, astfel încât să obțină practic mașina perfectă. Nici o mașină nu e perfectă, dar este al naibii de aproape de perfecțiune nou model. Se poate spune chestia asta, chiar au îmbunătățit fiecare lucru care oamenii au zis că nu le place. Uite, o problemă în care se întâmpla destul de des. Stopurile care se abureau. Și mereu se întâmpla chestia asta și eu am avut problema la mașina mea la chestia asta. La nou model rămâne de văzut, dar probabil să nu se mai întâmple. Da, sunt convins, pentru că ei ce au făcut? Au ascultat feedback-ul utilizatorilor și au dat utilizatorilor exact ceea ce și-au dorit. Probabil cei care se uită sunt interesați de cum ți s-a părut ție până acum. Deci ai făcut un drum lung cu mașina asta deja. O primă impresie așa, cum ți se pare mașina asta? Dacă mă întreb cum mi se pare în comparație cu vechiul model, mi se pare că este într-o altă galaxie. Tind să exagerez de multe ori, dar de data asta nu exagerez, adică mașina este total diferită și mie mi se pare că cei de la Tesla sunt... Curios, vreau să-i fac și acum, să văd, să o conduc și să văd cum e. Mamă, mă simt ca pe un orișor, dar dacă bagi piciorul, se duce. Cel mai mare upgrade este că de data asta avem scaune și încălzite, dar și ventilate. Sincer să spun, scaunele ventilate le-aș vrea foarte mult, pentru că, din păcate, la vechiul model, transpir destul de repede pe vechile scaune, adică chiar transpir repede. Partea mișto la Tesla este că tu, practic, singura dotare care ai pus-o la mașina asta este interiorul alb. În rest, absolut totul vine standard. Totul standard. Și multe alte opțiuni, pompă de căldură și, eu știu, alte opțiuni pe care la alte mărci consacrate le plătești suplimentar. Corect. Iată, acum au pus și senzor de... mașina care vine în unghiul mort, este un LED care se aprinde. În concluzie, ești mulțumit de achiziție? Sunt foarte mulțumit, da, este un produs premium de data asta și eu mă bucur foarte tare că am rămas la Tesla. Cam acesta este finalul videoclipului, îi mulțumesc lui Alex pentru prezență. Ne auzim la următorul videoclip în care o să comparăm cap la cap cu mașina mea și vedem care sunt plusurile, care sunt minusurile față de mașina mea. Vă pup și ne auzim data viitoare!